Mai ce este empatia? Empatia este că să te pui în efectiv în pielea persoanei care tu nu o iubești, adică o urăști sau și te gândești ce simte în acel moment, practic. Că e femeie, că e bărbat, că... Na, poți fi și animal, nu contează. Și să simți ce simți în interiorul ei. Păi dacă simți rău, simți și tu rău, să vezi cum e să fii. Dacă e bătrân, nu te rezi că e bătrân, dar simți și tu bătrân să vezi, dacă să ajungi. Și sunt foarte multe exemple de continuat. Cum spune și patriarhul Kiril a Moscovei și al întregii Rusii, că prin răbdare dobândim iubire. Dacă răbdăm pe un om în fiecare zi, zi de zi, noapte de noapte, băi, toată viața, la urma urmei, noi ajungem să-L iubim, să-L acceptăm, pentru că și Iisus Hristos ne-a acceptat pe noi. Băi, Dumnezeu n-a văzut că noi suntem, și nu numai noi, pe toate generațiile, din toți anii și care să mai fie. Păi suntem plini de boli, de păcate, de vicii, de patim. Nu doresc să mai enumer. Ne-a răbdat. A mâncat cu farisei la masă. Farisei spune, dacă era proroc, știa că e femeie păcătoasă, că i-a uns cu lac, că i-a spălat picioarele lui Iisus Hristos, cu lac prin șerstez cu părul din cap. O femeie. Aici este înțelepciunea. Vreau să ne fie tuturor de folos. Nu doar așa un video de treacă meargă. Doamne ajută! Hristos a înălțat.